A sosit momentul ca după reparația amplificatorului DAS model SLA4000 să-i facem și un test. Este un amplificator clasă H2 step, alimentat la plus minus 64 de volți tensiunea joasă și plus minus 128 de volți tensiunea înaltă. Un amplificator cu sursă în comutație la 105 kHz aproximativ. Am găsit în el ars un braț complet de finali MJL21195, fapt care a dus la străpungerea a două diode din puntea redresoare de low tension. Erau sârmă, care mai departe, până să declanșeze breakerul, pentru că ăsta este un întrerupător cu tocul breaker, a străpuns IGBT-urile din etajul SMPS-ului. Totodată cu IGBT-urile s-au dus și partea de comandă, driverul respectiv, s-au dus rezistențele din porțile IGBT-urilor, diodele, driverul propriu s-a mai spus încă o dată, deci a fost cam varză. Sper să mai am și pozele de când l-am desfăcut până să-l repar, să vedeți și voi cam ce s-a întâmplat. Marea problemă este că ei nu au folosit siguranțe după partea de SMPS, folosind direct breakerul de aici, care se întrerupător plus breaker în același timp de 18,5 amperi, până să declașeze la scurtul respectiv și până să acționeze protecția la scurt din interior, IGBT-urile pur și simplu a explodat, a exfoliat cablajul, a fost urât de tot. Dar acum s-a reparat, s-a înlocuit tot ce trebuie, IGBT-urile a fost înlocuite cu ceva mai puternic, de 80 de amperi. Hai să vedem cum se comportă. I-am dat drumul. A plecat. Ok. La ieșire am clasice rezistențe de 4 ohmi. O să folosesc și un clește ampermetric să vedem exact curentul. Hai să-i dăm drumul. Așa. S-a văzut că protecția la tensiune continuă lucrează dacă îi bag, pentru că la pornire generatorul bagă un vârf de 1-2 volți aproximativ, tensiune continuă. Așa. Hai să creștem nivelul. Plecăm cu ambele canale odată. Are un limiter foarte bun, se observă nivelul de clipping. Dacă îi dau volum mult mai mare, îl ține în distorsiuni, dar nu foarte, foarte, foarte mult. O să merg exact până la pragul de pre-clipping, astfel încât distorsiunile să fie minime. Am coborât. Așa. Ușor prag de clip. 2x66 de volți RMS pe 4 ohmi. A decuplat breakerul. Îi mai dăm drumul încă o dată. A recuplat. Deci, în niciun caz amplificatorul nu va putea susține 2 ohmi pe fiecare canal, cum scrie. Se vede. Deci la limita de 4 ohmi, 2x66 de volți. Ok, acum o să folosesc un singur canal să vedem puterea maximă pe care o poate scoate un singur canal. Până în limitare avem 74,6 volți. O să aduc și aici să se vadă mai bine. Așa, asta la frecvența de 100 de Hz aproximativ. Hai să vedem și curentul prin sarcină. Așa, deci avem un curent de 13,8 amperi la o tensiune de 74,9 volți. Deschidem din nou și al doilea canal, se observă imediat scăzând tensiunea, apare clipping-ul, reducem, curat, ar fi cam 2x64-65, se vede ușor aici cum distorsionează. Ok, mă duc să răspund la telefon, o să continuăm imediat.